Bună ziua și bine v-am regăsit, astăzi să facem activitate nouă. O să vă arătăm cum să ascultiți la radio, să vă învățăm. Hai Ion. Bine Florine. Nu încerc dacă vă furisite. Da. Am răsit un pic. Încerc dacă vă furisite. Opa așa. Jumatea aia de cristian o să rupi. După cum vedeți, e vechi. Trebuie ascuțit mai de sus. Da? Am ascuțit mai în partea asta. Și ascuțit și pe partea aceasta. Acum mai are decât două părți. O parte sau două. Una, două mai am. Mai am încă una. Acesta este arag de nuc. Uscat de nuc. Are un an, doi. Are 10 ani. Da, dacă pui și când nu a crescut de nuc. Da. O să-l pun în grămăjoara asta. Acum mai iau unul de salcă. Cam atâta. Acum să văd dacă e rezistent. Mă vedem la... E bun la jumate. Cam atâta să ascuțăm. Aici o scuță de câte ori. Torom vârful acesta. Salca se ascultă, se ascute mai ușor. E gata, după cum vedeți. Cum vedeți, am ascultat și în partea salantă. Tot eu. O ascultat tata pe ce aveți. Acum să vedem unul verde. Da, Florine, unul verde. Asta e copac de salcăm. O să ascultă Ion pe ceasta, după asta o să vă arăt și eu cum ascult. Eu ascult mai greu decât Ion. Asta da. E gata, după cum vedeți. O să mai ascult o leacă, o să mai ascult. Mă dă fără unul două. Mă dă unul atâta, după aia ascult tu. Unul verde. Poftim, Ion. O să schimb poziția să vedem cum stă. Cum vedeți, acesta e verde și nu trebuie să mai încet. Felim, mai tare. Vedeți? Trebuie să încep de la ciotul ăsta deasupra. Da, de la ciotul acesta. Am terminat de săpa la vie. Trebuie să băgăm aragi. Dar mai întâi trebuie să ascultăm. Săcura trebuie să fie coadă scurtă, nu lungă. Da, câte... Să fie ușoară. Acesta e gata. Acesta e gata. Acum s-a spus și eu. Așa. Hai Florine, acum ascute tu. Am ascultat pe tine. Acum să-l vedem pe Florine. Când vedeți. Ai hârtână de cioată, nu pasă e că n-are forță. Vedeți, tăia pe sus, se trântește. Gata, uite ce frumoasă e tata. Acum o să vedem vârful acesta. O facem da. O dată, pac. S-o rup. Rezistă la jumate. Așa, acum o să-i dăm de aici. Thank you.
Cum vedeți așa, cum vedeți, dar vrem să râpi tot aracul. Gata, o reușesc și iau. Dată în viață. Trebuie să mai învăț eu. Gata. Să mai iau altul. Ăsta e mai subțire, o să-l încercăm direct la mijloc, se vede. Nu e bun? Nu e bun. Să-l dăm acolo unde-s. Hai, așa. Ăsta vârful. E bun. Perfect. Și o să-i dăm. Cum vedeți, am început la scuțet. E foarte ușor să scuțim aragii. Nu e deloc greu. Gata. E bun la vârf. Și mijlocul ăsta nu-l mai ascuțim deloc. Ăsta. Da, dar aruncăm drept la bun. Așa. Aici așa. Ne-a scuț mai aragii. Dacă a scuț mai de multe ori, o să te doară mâna cu ce mână a scuț. Dar prima oară să faci un pic de mișcare. Da. Să ai multă forță. Dacă nu prea ai, o să începi să ai febră musculară. O să te doară mâna. După aia nu o să mai doară, că mai te înveți. Cum vedeți, Florin e foarte învățat. Dă cu zăcurea din pod. Hai, Florin, dă-i tare, dă-i tare. Cum vedeți, are vârful cam înalt. Gata, l-a rupt. Gata, e bun. Bun, bun. Aici și gata. Să sperăm că o să țină. Gata, ține. Și acum vreau și eu unul verde, domnul Ion. Da, Florine, să vă dau unul verde. Opa, așa. Cum vedeți, acesta e unul verde. În costa nu trebuie să mai problem. Probăm. Foarte frumos la vale. Foarte frumos priveștea. Ales nori. Acolo este piceață. Bum. Ceața, Florini. Ceața a venit de la foc. E ce are? Acum o să încercăm pe asta verde, să vedem cum iese. Ce asta verde? Vedeți, am ascuțit mai mult ca Florin și Florin a ascuțit 2 aragi. 2, parcă nu știu cum 4. 4. Mai dă unul verde și gata, e. Da, unul verde. Uite, unul verde. Avem unul verde. Asta nu chiar e verde, mi se pare. Urmii jumătate. Cam așa. Mare un pic, mare pe parte și pe parte, gata. Cât e gâtul. Gata. Dați-ne un like. Să vă abonați. Scrieți în comentarii. Să. La revedere. La revedere. La revedere, să mă vedem pe mine.